Da, bună ziua! După cum am fost invitați astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local, deschidem lucrările comisiei ședinței, dăm cuvântul lui domnul primar. Dacă sunt obiecții la procesul verbal redactat din ședința anterioară. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Ciprian? Împotrivă. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Sunteți convocați la ședința ordinară pentru data de 17.05.2023 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în Comuna Balcani a evenimentului dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului și alocarea sumei necesare desfășurării în bune condiții acestea. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor ADIP pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentatului legal al OAT Balcani pentru ședința AGA și SC CRAB Bacău din 29.05.2023. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei 1 la hotărârea Consiliului Balcan nr. 16 din 28 februarie 2023 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Balcan nr. 49 din 30.09.2023. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului microbuze electrice pentru elevi județul Bacău în vederea depunerii acestea în cadrul apelului de proiecte microbuze electrice pentru elevi ce va fi finanțat prin PNRR, componența C5 pe educație. Mai avem un punct, dacă vreți să suplimentăm ordinea de zi, un punct cu privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacar și a listei de investiții pe anul 2023. Divers. Și divers de la urmă. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi cu acest punct? Păi și nu avem document? Trebuie să, nu știu, tot timpul când e vorba de bani, plus proiecte suplimentare. Da, fiindcă venite e locul în ședință. Despre ce e vorba? Poți să vă explicăm la punctul respectiv. Dacă sunteți de acord cu ordinea de cu suplimentare ordinei de zi, cine este pe? Toată lumea. Și vom da... dăm drumul la punctul numărul 1. Proiectul privind aprobarea organizării și desfășurării în Comuna Balcania, evenimentul dedicat zilei de 1 iunie. Dacă dumneavoastră aveți discuții la acest punct referitor la evenimentul ăsta, 1 iunie pentru copii... Anul ăsta se face la schip, nu? La rețetă. Era 7 ani la frumoasa, 1 la rețetă, nu? Facem la anul, chiar. N-am promis. Ai promis? N-am promis. Aduc Biblia? Aduce, dar aduce și un preot. Ar trebui făcut. La anul faceți acolo. Da? Da. Bun. Aici, acum promit. Bun, am înțeles. Poate la ce anume v-ați gândit să dați copiilor? Cum? La ce anume v-ați gândit să oferiți copiilor? Cred că tot dulciuri. Am văzut pe SICAP niște pachete cu dulciuri și suntem în negocieri. Câți copii mai sunt? Tricouri, nu? Nu. Vreți tricouri? A, nu, am întrebat doar că... Câți copii mai sunt? Pantalon scurt. Vara. Nu știu, s-au anunțat în jur de 200 de copii. Hai să-i ducem într-o excursie cât. Acești 200 de copii se includ și cei care sunt mai mici, care nu o să... Care o să fie pe scenă și o să... Dar ce lanți ce o să fac? O să mai fie copii mici? O să mai fie și pe la Tazlău și pe la Pârjot. Mai vin cu frățiori mai mici, mai... O să-i rezolvă, nu a rămas nerezolvat. Eu doar v-am pus o întrebare. Și eu v-am răspuns. Păi în anii precedenți nu prea s-a rezolvat. Da, da, ba, era, da. Domnul primar, nu, eu nu locuiesc pe mine. Înțelegeți? Erau copii care mureau de sete acolo și o sticlă de apă nu se vedea. Haideți să fim realiști. Dacă mai sunt discuții, domnul Ciprian. Da, eu am o întrebare. Ați alocat un buget de vreo 300 de milioane. Cât din acești bani vor fi pentru copii și câți vor fi pentru viitoarea campanie electorală. Adică veți proceda ca ultima dată când s-a plătit 180 de milioane pentru exclusiv TV?
Da. Aproape. Nu 180, tot să fie alocat și pentru sonorizare, o să fie alocat și pentru ele. Și tot 4.000 de lei ca să prezinte spectacolul? Nu, nu știu, depinde de pisicap, care e mai ieftin. Ei nu, primarul nu face de capul lui, e legal, conform legii. Nu-i convine, nu-i convine, trebuie să respectăm legea, domnul Barna. Deci 300 de milioane, din care 70% se duc pe... Nu știu, dacă credeți, dumneavoastră, că e așa, posibil. Dar eu cu siguranță vă spun că nu e așa. Da. Da. Dacă vorbim ironic, vorbim ironic. Dacă vorbim ironic... Ba da, păi dacă spui cu 80%... Am de la contabilitate hârtie prin care Primăria Balcani, la ultimul eveniment, a plătit 180 ceva de milioane pentru organizarea evenimentului. 4.000 și ceva de lei persoanei care a spus bună ziua, bine ați venit la acest eveniment, nu, domnul Barna, să înceapă dansul. Nu, domnul Barna, dacă ați fost... Ascult un pic, dacă ați fost acolo, au fost peste 10 persoane care au cântat, care... Nu, eu vorbesc de persoana care... Păi da, dar i-a plătit societatea respectivă pe domnișoarele. Și dumneavoastră, în desfășurătorul de sume, ați primit. Atât v-a încasat cu tare, atât v-a încasat cu tare, da. Și ați fost de acord. Da. Păi înseamnă că știați. Păi știam. Păi, cum nu știu? Asta vă spun. Păi da. Și au fost, păi ce cotite? Nu, tot nu ne înțeleg. Ce cotite? Că au fost fete de la noi. Am întrebat. Au fost artiști de la noi din comună. Deci scopul care este? Să vă asigurați din nou campania electorală sau să faceți ceva pentru comună? Să facem ceva pentru comună și permanent am făcut pentru comună. Păi ultima dată nu prea a fost pentru comună. Pentru firma Cuscrului care a încăsat banii de firma Cuscrului. A fost pentru firma care a organizat evenimentul. Copiii care erau acolo prezenți, exact cum a zis domnul consilier, am fost și eu prezent, da. Nu au primit o apă. Nu mai mințiți. Da, mie îmi pare foarte rău că se ajunge la asemenea discuții, mai ales proiectul ăsta de ziua copilului, dar... Când se fură bani. Domnul Barna, nu v-am deranjat. Vreau să vă spun că noi, Consiliul Local, suntem cei care aprobăm doar banii, iar totul duce la îndeplinire primarul. În orice comună, primarul este cel care organizează festivalul ăsta sau festivitățile de ziua copilului. Noi nu trebuie să venim că să spunem domnul primar, faceți, ați furat. Dom'le, e foarte frumos să facă, dar ca să facă e cu bani, nu? Păi eu dacă mă întorc în urmă cu 6 ani, era 40.000 de lei odată a fost, chiar când punea domnul Barna. Eu acum când m-am uitat la 30.000 de lei și se încadrează să facă cu 30.000 de lei un o festivitate de ziua copilului, totuși e acceptabil. Deci, eu n-am zis nimic că e suma mare sau mică. Dar nu trebuie să mai confundați vara cu vara. Știi care e treaba? Eu v-am spus ca banii aia să mai... Domnul președinte, domnul Ciprian, nu vă întrebi. Dar lasă, bă, dar ce te bași peste mine? Dar calmează-te un pic, domnul Ciprian. Băi, eu dacă vorbim, dar nu trebuie să mă întrebi. Te-a dat cu domnul la cuvânt, și calmați-vă. Băi, lasă-l. Ușurel, dați seama. Păi nu mai stau la ședință. Cum adică? Dar nu vă convine. Băi, dar eu vorbesc cu președintele. Dar cine ești tu? Vorbesc cu toată lumea. Nu, dar nu vă convine. Dar nu vă convine. Și asta vreau să spun eu. Dacă faceți ceva cu 30.000 de lei, e o sumă acceptabilă, faceți ceva frumos, însarcina dumneavoastră, nu vine mai și să-l jăcnim de fiecare, ați furat. Nu-i, domne, pentru capare, e datoria primarului să facă asta, dar și-o face cu bani. Dar tu de fiecare dată... Băi, dar tu de ce te faci peste mine? Dar tu de ce te faci peste cuvântul? Ei dat cuvântul, drumul la cuvânt? Păi atunci, ce vorbești de întrebat? Păi lasă-o dracul de treabă.
Domnul primar, chiar vă rog, să faceți o treabă frumoasă, copiii din Comuna Balcan merită acest lucru. Nu-i campanie, cum spune domnul Barna. Nu, dar i-am discutat cu Comuna. Felicitări, au fost mulțumiți toți copiii. Domnul permis să-ți faci peste mine, bă. Păi lasă-o de acolo de treabă. Da, nu mai vorbe. Hai, doamnă, nu știu la Emilia, poftă. Cred să-mi te-am prostit, ai? Vezi, n-are treabă, consiliul local, n-are treabă. Păi, da, am aprobat noi, dar primarul trebuie să ducă la îndeplinit. Dar nu faci deosebire. Hai, doamnă, nu știu la Emilia, poftim. Nu fac, da? Ai enervat, hai. Da, poftim. Băi, gata, chiar de-a luat. Nu-ți permis să-i faci. Da, cuvântul lui Dojoan Emilia. Voiam doar să vă propun, în măsura în care vă încadrați în buget, amenajați un stand cu apă plată pentru toți copiii și atunci... Să fie fiecare de foarte copil. Că sunt copii ăștia foarte mici, care stau în fiecare an am avut și apă plată, nu a ajuns. Ce drept nu a ajuns. De ce? Fiindcă s-au dus și mai alte persoane care nu neapărat copii, au luat pe două, trei bidoane, când nu știți ce a fost acolo la standul cu apă. Trebuie să-l puneți pe cineva acolo, să fie un pic... Da, o să fie și apă, în fiecare an și o să ajungă anul ăsta. O să ajungă la urmă. Acum mai era mai sunt discuții. Copii o să meargă, mulți copii, când nu mai fost, de 3 ani. Dacă mai sunt discuții la acest punct, dacă nu supunem la... O singură chestie vreau să spun. Deci vreau să fie clar. Eu o să votez pentru, sunt de acord cu organizarea, sunt de acord cu acest eveniment. Problema este să se cheltuiască banii în interesul copiilor și în interesul cetățenilor comunii. Eu asta am vrut să scot în evidență. Pentru că ultima dată nu s-a întâmplat acest lucru. Și acest lucru l-am demonstrat cu hârtii eliberate oficial de contabilitatea Comunei Balcani. Nu-s povești, sunt hârtii semnate de contabilitatea și de primăria Balcan, da? Eu atât am spus, nu am zis că nu sunt de acord. Supunem la vot, aveți posibilitatea de a vă manifesta, Dorin. Cine este pentru? Sunt de acord. Deci toată lumea. Și să vă ține să... V-am zis să încercați să disociați. Punctul numărul 2, la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației membrilor ADIP pentru anul 2023. Cotizația la... Cotizația aici, nu știu ce putem face, dar e fixată. Era de 18.000, dacă am știut eu. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Toată lumea. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al UAT Balcan pentru ședința AGA și SECRA. În fiecare lună s-a aprobat. Aici s-a aprobat în fiecare lună, știm în lunii acestei. Cine este pentru, dacă? Toată lumea este pentru. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei 1 la hotărârea Consiliului Balcan numărul 16 din 28 februarie privind modificarea și completarea HCL Balcan numărul 49 din 39. S-a făcut. Proiectul de la dosare. Înlocuim o anexă. Da, discuții, da. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci toată lumea este pentru. Punctul numărul 5 al ordinii. Proiectul de privind aprobarea proiectului microbuze electrice pentru elevii județul Bacău, în vederea depunerea acesteia în cadrul apelului de proiecte microbuze electrice pentru elevii ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 Educație. Deci vorba de microbuze electric. Corect, eu zic un lucru foarte bun, numai că trebuie să mai jurează. Dacă sunt discuții, da? Toate, cine? Aveți discuții? Eu am niște lămuriri care aș vrea să le... Da, poftim. Sau să fiu lămurit. Am văzut aici că este trecut în referat. Delegarea dreptului de depunere a aplicațiilor de finanțare către UAT județul Bacău, respectiv președinte de Consiliul Județean. Proiectul va fi depus de către Consiliul Județean Bacău pentru toate comunele care solicită microbuze. Am înțeles asta. Eu chiar m-am bucurat când am văzut, am zis, eu o să ținut cont să acceseze microbuze. Dar de fapt, citind hârtiile, mi-am dat seama că este vorba de proiectul care a avut hotărâre de guvern în februarie, corect? Prin care Ministerul Programul Național Microbuze Electrice pentru Elevi. Corect? Ăla e 3200 de microbuze electrice în toată țara? Nu a fost directiva proiect, C10? Nu a fost. Păi eu asta am găsit pe prefectura Bacău. Nu, asta e C15, componenta C15.
Componenta ce 10 e? Cred că asta e, da? Asta e. Asta e 3200 de microbuze electrice. Deci e proiect făcut de la nivel de județ. De țară. De țară sau de județ? Eu asta vă întreb. Că dacă e la nivel de țară, e de guvern. La nivel de țară. La nivel de țară, corect? Dar e de ajuns. Da, dar nu e foarte bun. Asta vreau să fiu sigur, că dacă mai să nu fie neînțelegeri, v-ai accesat Primăria Balcan, nu știu ce proiect. Da, da, toată munca e pe primar. Toată munca e pe primar. Participați. Nu, toată munca e pe primar. Ideea este să nu ajungem, ca și în cazul marului proiect de apă și canal din exercițiu financiar 2014-2020, care... E stadiu zero în momentul. Nu e stadiu zero, domnule. Sau 0,5. Nu e stadiu zero. A fost scos la licitații. Nu s-a prezentat nicio firmă. Da, ne-am... De ce? De ce? Ne-am apărut de la subiect. Nu s-a prezentat. Nu numai la Comuna Balcan. V-am explicat eu de ce. Tu îi explici pe toate. Pentru că sunt costurile prea mari. Pentru că proiectul e făcut. Nu s-au actualizat. Deci prețurile s-au actualizat. Și sper ca acest proiect cu microbuzele să fie dus la bun sfârșit. Și eu sper. Și apa și canalizare. O să-i dus la bun să acum, că m-am încurcat, domnul Iliescu, ați spus de componenta C10, pardon. Scrieți dumneavoastră aici că angajamentul UAT Comuna Balcan este de a crea o stație de încărcare în localitatea în care va fi achiziționat microbus, da? Și mai departe spuneți că sunt cheltuieli neeligibile și vor fi suportate ca la orice proiect. Dar știți că în 2022 ați avut o linie de finanțare pe C10 pentru stații de încărcare pe care n-ați accesat-o? Nu eram eligibil atunci. Cum nu erați eligibil? Nu eram. Dar nici n-a fost lansat ghidul. De unde știți dumneavoastră că nu era? Domnul Banal. A fost lansat vreun ghid pentru exercițiul financiar 2020-2027? Da sau ba? Nu, păi nu știți, v-am derutat, pentru că abar n-aveți. A fost lansat fost lansat vreun ghid al solicitantului pentru exercițiu financiar 2020-2027 pe fonduri europene, a fost lansat vreun ghid? Da. Da? Da. Bun. Sunați și la minister, că comunicatul oficial al ministerului spune că nu s-a... Dacă mai sunt discuții pe margine... Intrați pe mfie.gov.ro. Dar știi, unde-i făcut reclamă, unde-i făcut jalba, nu? Ăla este site-ul oficial, domnule. Sunt mai multe site-uri. Ați avut linie de finanțare, n-ați accesat-o, acum trebuie să suportăm. Suportăm, domnule. Domnul Gânga, vă rog. Din nou intervin. Nu știu ce atâtea discuții și un proiect, ca fi de la Balcan, scrie destul de clar în raportul de specialitate când se accesează prin PNRR, scurt, fără obiecțiuni. Să ne dea Dumnezeu ca să ne cadrăm, să ne cadrăm cu comunele alea, să ne dea și nouă microbuze. Dacă nu mai sunt discuții, atunci supunem la vot. Cine este pentru acest punct? Dar puteam să mai spun și eu ceva? Păi ați spus. Dar de ce? Nu, eu n-am jignit pe nimeni. Dar de ce vă grăbiți așa? Nu mă grăbesc deloc, dar punctul s-a epuizat. V-am dat cuvântul la... Vă rog frumos următorul punct care s-a fost introdus pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan și a listei de investiții pe anul 2023. Vorba de banii care s-au alocat pentru grădinițe. A fost la capitolul investiții și trebuia trecut la reparații. În urma calculelor făcute pentru acoperitul de la Frumoasa, suma e mult mai mică decât am considerat-o noi înainte de ședința care ați aprobat și în banii ăștia reparăm și acoperișul de la școala Lundaș. Discuții. Și s-au împărțit banii... Domnul Gânda. Deci ați spus și de la școala de la Lundaș, dar hai să facem ceva, măcar vopsește școala de la Schitul Frumoasa, e rugină, nu mai e, deci deja e rugină. Poate rămân ceva bănuță, dar cum îi lăsăm, poate un an, doi, nu mai e ce facem. Domnule, e rugină, trebuie făcut, știu, e un rând alb și... Acolo poate ne încadrăm în proiectul ăla cu căminul de bătrâni, avem acum, lucrăm pentru... Să decolorăm. Ori decolorat, o fost de plastic calitate. Este un fel de vopsea antirugină. Da, e bun dintre... Cine mai intervine la acest punct?
Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea este pentru. Iar cine cineva? O abținere. Nu, toată lumea este pentru. Da, am să ridicam mai târziu. Deci toată lumea este pentru. Acum suntem la diverse. Cine ia cuvântul la diverse? Domnul Gânda. Iar din nou spun de drumul ăla, de podețul ăla la curături. Acum m-am întâlnit când am venit cu o mașină, nu în cap două. Atunci e, când e mâzgă sau când e iarnă, sunt acolo unde a spus și dumneavoastră, acolo la pietre, nu? Nu, în curături la botezat. Deci hai să lungim acolo și acum, măcar cu, eu știu, un tub, două, e pericol acolo. Mergi, nu vii? Acolo trebuie luat pământul, n-aș lua pământul de acolo. Asta trebuia, că tot nu se vede. S-a defrișat, într-adevăr, un pic, dar mal acolo. O să deu și acolo ai vizibilitate. Dar nu-i vizibilitate, te lăsă cu ele acolo. Am zis să văd firma care vine la asfaltări, poate ține de un tub. Dar nu mai degrabă extins la pietrea și aici defrișat și cu bulldog primăriei și este vizibilitatea. Dar se poate face ceva. E ok, nu-i baie, nu-i vizibilitate. Este un mal de pământ acolo și trebuie luat, știi, s-o defrișat și-i drept, dar din malul acolo. La pietre? Și la pietrea, în pietrea, acolo într-adevăr trebuie o extins. La malul unii. În stânga, dar bani cu curături. Simplu. Stânga. Nu am zis aici unii, am zis că faci casă. Dar nu trebuie împins, trebuie luat de tot. Poate le zici. Se poate le zici. La botezat, unii punte care trece la Isteacă. La băietul Valeriu. Pietrea Pietrea, așa se cheamă. Pietrea Pietrea. A, de asta, Pietrea. Acolo da. Da, am acolo înțeles, da. Am înțeles că ați da. Început e bun acolo, da. Repararea la Băncuț, la parcuri. Am mare rugăminte. Poate puteți duși niște coșuri de gunoi. Nu sunt coșuri, nu se duc copiii, mai ales acolo așa de la val de școală. N-au unde să te iei. Trebuie pus să niște, măcar un coș, două de ăsta. Ai unde să pui un copil, o stic, un bidonaj acolo, să-l arunce. După asta, la Vicu, am spus că e pericol unui părculețul ăla, de la pod exact. Acolo și-ai o băgăună de 3-4 metri. Dacă se duce un copil acolo, e jale. Eram odată să jucau cu fugăritul acolo, m-am uitat la ei, să zbrânceau. Că nu vă mai jucați aia. Făcut un gard acolo. Un gard ca la biserică. Cum un gard din partea stângă, un gard de 20 de metri, un gard de plasă de asta. E mai bun. Păi, se poate face, dar tot se duce cu reparat acolo la părcuțul ăla. Făcu gărduțul ăla, să nu mai poate... Ajungem acolo, bine. Da? Cam atât. Da, domnul ăla. Completez și un pic la partea arățenă. Ok, trebuie o leacă în grijă. Pavelele alea s-au mai măcinat, sau mai... La care parcare? Arățeni la școală. Și vezi că pavel... Eu aseară m-am uitat, rădici de pavel că s-o desfolia de acolo, cred că... pe jumătate măcinate, dar... Timpul. Acolo ne facem la... Și cred că ar mai trebui câte un aparat din ăsta de joacă pentru copii. Știți, orice lucru care dă-mi prea mult devine plictisitor. Mai veniți cu alte idei. Sunt periculoase alea care sunt din metal. Așa au fost vremuri. Eu zic că sunt tare periculoase. Ar trebui înlocuite cu plastic sau lemn, dar nici nu se mai dă voie bănuiesc cu fie. Nu cred. Și ceva în plus acolo. Lemnul ține plasticul. Lemnul ține plasticul. Dar și acum sunt de plastic. Păi ori să se ducă. De ce asta nu o să țină o veșnicie? Doar și credeți ce se face acum țării o veșnicie? Păi 3 ani după aceea trebuie înlocuite. Asta e. Prindem la buget. La anul să facem niște lucrări de-a lume. Da. Mai aveți domnul pentru voturi. Domnul Cătălin. Da, dacă tot sunt discuții cu parcurile, felicitări. La noi, la Frumoasa, e ok. Da, am mers. Am constatat că lucrurile sunt bine făcute, dar o cameră, două s-au montat acum. Păi nu, avem acum proiectul ăsta. Mai știi ceva când s-a făcut? Avem proiectul, avem 8 camere pe parc. Știți de ce vă spun? 80 de camere de toată turma. Pentru că pe data de 7-a 5-a 2023, fiind nu duminică, trecută ceva în duminică, erau doi copii care băteau picioarele în chestia aia, la terenul de fotbal.
bancă ce e acolo. După care au trecut în fața mea, i-am oprit, i-am cerut explicații, la care răspuns a fost că părinții mei au destui bani să plătească daune. Deci asta mi-au spus. Ironic. După un sfert de oră s-a prezentat cu tatăsul cu mașina în fața porții mele și mi-a cerut socoteală de ce am luat întrebări pe copilul lui. O să vă spun în privat cine este, este vecinul dumneavoastră acolo. Vezi, fost deci ne-a întrebat mulți că are bani, du-te și îl repară acolo. Păi vedeți. Lasă-l, la urmă îl repară și aici, pe taică. Aici dumneavoastră vă puteți interveniți administrativ, să le cereți un pic socoteală și dacă montăm camere, nu se va mai întâmpla. Cu siguranță. Da, cu siguranță. Dar până când se vor monta camere, se distruge genul. Da, dar e greșeală totală, taică sub eu arăta bani. Da, știți, când s-au făcut prima dată și s-au întâmplat la o săptămână, trei seturi era spart greze, cu piatra, mărunt. Și am aflat după 7-8 ani. Anul meu a făcut. Eu băneam pe alul Saftă, dar nu era. Atunci ziceau atunci că Saftă, Saftă. Saftă, dar nu a fost Saftă. După aceea eu e cunoscut când am ajuns la frumoasa la școală. Dar și tot, trei seturi spart. Avea bani? Nu avea nimic, era unul de cai. De fișurii, nu avea. Atunci băneam pe Saftă. Eu pe cealaltă l-am luat, era mic, că era cu 4 ani, tu. Dar am început să plâng, ce să-i faci? Dacă mai sunt discuții la diverse. Trebuie și păstrat tot ce se face. Și o facem la 2 ani. Următoarea ședință. Avem un domnul invitat. 10 iunie. Da, avem un invitat, că fac, chiar vreau să... Domnul Rață, avem un invitat la diverse. Astăzi, datorită jicnirilor, care le-a adus atât Consiliul Local, atât, atât membrilor Consiliului Local, atunci atât aparatului propriu al primăriei, astăzi nu-i voi da cuvântul. Și declar închisă ședința de astăzi.